a beneficiarilor de ajutor social din municipiul Salou pentru anul 2014. Comisia juridică? Comisia favorabil. Comisia economică? Avis favorabil. Comisia drepturilor omului? Avis favorabil. Comisia sănătate, învățământ, cultură, avis favorabil. Dacă sunt discuții, vă rog. Vreau să fac o observație referitoare la formă, pentru că la fond nici n-aș putea să fac nicio observație, considerând că acest proiect de hotărâre nu are fond. Și ca să nu fiu considerat pervotaș, o să citesc. Se aprobă pentru anul 2014 planul cuprinzând lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din municipiul Salău, ce constituie anexa 1 la prezenta hotărâre. Anexa 1 la prezenta hotărâre care ar trebui noi să o aprobăm arată cam așa. Este un titlu format din două rânduri și jumătate, o justificare formată din 5 rânduri cu două puncte și după cele două puncte spune activitățile curente de întreținere, curățenie și salubritate în parcurile și locurile de joacă din municipiul Salău. Din punctul meu de vedere, ăsta nu este un plan, pentru că eu consider că ar trebui să arate cu totul altfel, un astfel de plan, și vă propun să retragem proiectul de hotărâre și să amânăm aprobarea acestui plan atunci când o să avem ce aproba, deci când va exista un plan cu activități, cu resurse, cu termene, cu durată, cu... și așa mai departe. Anexa constituie, deci, acel plan de acțiune constituie un referat. Nu, asta este anexa. Există și un referat. Asta este anexa pe care trebuie să o aprobăm. Deci avem un referat. Și avem anexa referat. Da. Și trebuie să spun că până în prezent am colaborat cu Citadinul, care din această lună refuză să mai colaboreze cu noi și atunci va trebui să luăm măsuri în acest sens și am găsit înțelegere la HDD care ne-a oferit acest plan de lucrări. Deci eu nu pot să spun mai mult decât ceea ce am primit de la HDD Zalău. Vis-a-vis de acest plan de lucrări. N-am crezut că este nevoie să repet. Ceea ce avem noi aici în anexă nu este un plan. Vă rog frumos să vă uitați la diferit expert, se vadă, nu este un plan. Eu am niște texte copiate aici și care, în esență, ar trebui să fie de aici în jos. Și acolo niște măsuri, activități, niște termene. Așa văd eu un plan. Eu am preluat în adresa care vine de la DB. Nu, n-am spus cine l-a făcut și nici nu mă interesează. Eu, ca și consilier, bănesc că ar trebui să am altceva ca să pot aproba un plan. Deci chiar să arate. Și de cât s-a plat. Dacă îmi permiteți, acest plan de lucrări, de fapt, o listă cu lucrările ce fac obiect în orele pe care trebuie să le prezinte persoanele prezentate. Considerați că aici este o listă? Da, este o enumerare. Nu este o listă, este o enumerare a activităților pe care le vor presta beneficiari de legea 416. Bună prima formulare. O listă. Este o listă. Este un sinonim. Un plan, o listă. Noi am vrut să preluăm exact terminologia din legea 416. Nu este bine pentru personalul unui astfel de primării, cum este a noastră, să se prezinte cu un astfel de plan și noi să-l aprobăm. Deci nu așa consider. Pentru noi. Alte reglementări nu au ce să intervenim pentru că nu se cunosc acum numărul persoanelor care vor beneficia de ajutoare sociale și care vor trebui să presteze aceste activități prinse în acest plan. Doamna ca să facem un plan mai elaborat. Vă pot schița, zicem prima acțiune, nu știu, ziceți X și scrie acolo durată, 726 de ore. Nu se poate, domnul secretar. Dar n-am întrebat secretarul general de oamenii care se ocupă de asta. Poate că activitățile astea pot fi chiar cuantificate. În ore, în zile, în ceva, ca să fie o... Nu, acestea sunt activitățile care pe tot parcursul anului 2014 se vor, în aceste activități se vor trimite spre a presta activitatea munca respectivă în folosul comunității de către beneficiarii de ajutoare socială. Da? Câte ore vor trebui să facă fiecare? Eu doar am vrut să vă ajut să reveniți cu un plan care să arate cât de cât și să nu ne fie rușine ceea ce se întâmplă mai aici. Aveți dreptate la modul cum arată, dacă există o ședire de activități pe care o să le facă și de la legea 4.
nu cunoaștem numărul celor care vor presta cursul anului, nu cunoaștem încă pe activități în funcție de necesitățile care vor apărea în cursul anului. Spre exemplu, DGADP-ul se va ocupa de parcul central, va fi la partea de întreținere DGADP. Vor să folosească probabil o parte din oameni acolo. Sau pentru alte activități, da, spații de dezvoltare pentru copii, în funcție de posibilități. Mai mult, în funcție de cei care vin la aceste activități și știm cei care vin la 416, ce trebuie de oameni sunt și cât de multe pot baza pe ei, însemnând presă de asta decât sanitizare, curățenie, nu știu dacă nu se mai găsește un lucrar sau ceva care să, un om care să facă și alte tipuri de activități. Ele sunt în șirul de acolo. E ca și cum va ce dumneavoastră să faceți un plan al intervențiilor pe care o să le faceți în postul local în anul ăsta. Să puteți să faceți. Pentru că nu unde să știți câte proiecte de hotărâre vor fi, care va fi natura acestora. Deci, ideți nu de la domnul Lazi mi-aș putea să vă. Deci, el vreau să care deci, este șirea activităților pe care le poate să conform legii, mai mult este la primul primar de a stabili în care vor face aceste prestări de servicii. Apare și problema celor la care se transformă amenzile contravenționale în lucră folosul comunității, care la fel va trebui să se modalități care a anumite activități. O să vedem. O să ne mai dăm. Nu dacă vreți să rigore sau mai știu. Mulțumesc, alte intervenții dacă sunt. Dacă nu se pun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri. Cine a fost împotrivă? Domnul Rădăuță, acțiunea,